Au început lucrările de îndepărtare a resturilor podului prăbușit de la Luțca și curățarea albiei râului Siret. În același timp, Consiliul Județean Neamț a inițiat procedura pentru expertiza tehnică urmată de celelalte etape pentru construcția noului pod peste Siret. Dezafectarea vechiului pod ar putea fi încheiată în maxim 3 luni pentru a putea începe construcția propriu a podului nou. Podul de la Luțca s-a prăbușit în iunie anul trecut în urma unui accident tehnic, la câteva luni după ce a fost reabilitat cu bani prin PNDL. Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare cu execuție într-un dosar de corupție. El a fugit în Italia cu puțin timp înainte de sentință. Pe 26 octombrie va fi judecat recursul în casație promovat atât de Dene Brașov cât și de Ionel Arsene împotriva sentinței prin care a fost condamnat definitiv la închisoare pentru corupție.